Așa cum știți și dumneavoastră, Ministerul Sănătății a fost obligat prin această decizie a instanței în solidar cu celelalte instituții la plata unor sume, dar după discuția cu domnul ministru Bănicioiu de astăzi am convenit cu executorii judecătorești ca Ministerul Sănătății să solicite suma pe care, la Ministerul de Finanțe, suma pe care acești oameni o doresc și în acest fel să dezamorsăm această situație. Suma este în jur de 4 milioane de euro, dar au fost numai o parte dintre dânsii. În orice caz, asta pot să vă transmit, că Ministerul Sănătății solicită absolut toată suma pentru toți cei care au avut probleme acolo. Procedura a fost blocată, nu va mai fi. Procedura a fost blocată, există un sechestru asigurator, dar pe mijloacele fixe ale Ministerului Sănătății și în acest moment putem să utilizăm mașinile și mijloacele fixe fără niciun fel de problemă. Așteptăm rectificarea care va veni și vom solicita la Ministerul de Finanțe absolut toată suma pentru toată lumea. Rectificarea probabil că... În cât timp ar trebui să primească familiile banii? Din momentul în care Ministerul Sănătății solicită la Ministerul de Finanțe și Ministerul de Finanțe alocă toată suma, noi o să o plătim automat către... Adică până la sfârșitul acestui an? Până la sfârșitul acestui an, da. Absolut toată suma, v-am mai spus. Vă puteți ulterior îndrepta cu o plângere împotriva primăriei, de pildă, ca proprietar face? Da, o să vedem. Oficiul juridic o să lucreze la această speță, să vedem, să ne recuperăm sumele dacă, într-adevăr, stăm în solitar acolo. Ați luat legătura cu cineva de la primărie? Nu am luat legătura cu nimeni. Oficiul juridic lucrează, primăria generală știe acest subiect și o să discutăm după aceea.